Forfotă mare dis de dimineață în piețele severinene. Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar gospodinele colindă piețele pentru a cumpăra cele necesare conservelor de iarnă. Piața Mircea, de exemplu, este plină ochi de doamne, dar și de domni care își aleg cu atenție legumele pentru cămara de iarnă. Forfotă mare este nu doar în bucătăriile gospodinelor, ci și în piețe unde doamnele, chiar și domnii au dat buzna pentru a se pregăti pentru sezonul rece. Pregătirile sunt întoi pentru aprovizionarea cămărilor de iarnă. Pe măsură ce tarabele se golesc de legume, rafturile din cămări se umplu cu borcane și bunătăți. Deși în piețe au apărut și borcane cu murături gata preparate, severinencele preferă să le pregătească după rețete proprii. Cut murăturii, zacusca... De toate, să fie de iarnă acolo, pentru toți. Am făcut de toate, zacuscă, castraveți, gogoșari, amestecături. Am făcut gogoșari, am făcut castraveți, murături amestecate, ne pregătim să punem varza, cum este și obiceiul de Sfântul Dumitru și cam astea. La noi în Oltenia sunt foarte multe legume. Piețele sunt într-adevăr pline ochi. De castraveți, roșii, vinete sau ardei, însă prețurile sunt cam piperate pentru cei mai mulți dintre cumpărători, în special pentru persoanele vârstnice, care își arată dezamăgirea față de faptul că nu își pot asigura cheltuielile cotidiene. Ce puțin, domnișoară, e pensia mică, datoriile multe. Ați făcut murături, zacuscă? Nu, zacuscă n-am. Dar ce ați făcut? Am făcut... Am pus la congelator ardei, vinete, ca pentru o persoană. Vă spus, pensia e mică, datoriile sunt multe. Indiferent de venituri, severinencele sunt adevărate gospodine, alegând cu grijă cele mai bune legume pentru murăturile de iarnă, preferând să le pregătească după rețete proprii, ci nu să le cumpere gata făcute direct din magazine.